Ce spune el, nu știu ce spune. Nu ești nebun, ce da. Concluzii despre meci. Un meci nebun, din punctul meu de vedere, eu știu, așa, eu nu știu la câtelea meciuri care îl pierdem pe final de joc, după ce revenim în joc, eu zic că meritat așa un rezultat pozitiv pentru noi era și un rezultat de egalitate. Așa ne securiza poziția 10-a, așa trebuie să așteptăm până vor juca și celelalte echipe. Un început de joc bun al nostru, pot spune. Pierdem o minge la jumătatea terenului, nu reușim să închidem și Ștefan prinde un șut, un gol frumos, dar pe o greșeală noastră. La pauză schimbăm și modulul, schimbăm și jucători, revenim destul de bine, cred eu, ca și consistență, reușim să egalăm prin Berisha și naivitatea noastră, pot spune, nu putem să închidem și să nu primim un gol tot așa în ultimele minute de joc. Suntem dezamăgiți, încă o dată vă spun, pentru că eu știu, așa cum vă spuneam, și un rezultat de egalitate era bun pentru noi astăzi, ne securiza această poziție a 10. Așa că trebuie să așteptăm. Pentru ce urmează, așa cum am spus și băieților, meciul ăsta trebuia să ne dea așa o direcție, pentru că în play-out vor fi meciuri crâncene, vor fi meciuri vor fi meciuri în care va fi război. Avem și suntem ca punctaj, suntem apropiați, valoarea echipelor este undeva egală, așa că trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim foarte atenți pentru perioada care urmează. Florin, nu mai e loc de pași greșiți, cred. Nu mai e loc deloc de pași greșiți, nu se poate. Adică suntem cu toții dezamăgiți, foarte dezamăgiți, vă spun sincer. Nu știu ce putem face, pentru că este nu știu de câtelea joc în care pierdem puncte pe final de joc. În păcate, nu am reușit să facem. Mai devreme aici, în hol, papă a făcut o observație, da, pe care o poate face oricine. Am luat mult prea multe goluri în ultimele meciuri. Chiar și astăzi s-au văzut anumite deficiențe în defensivă. Și mă gândesc că ai ceva în plan pentru remediat. Da, stăm să ne gândim astăzi, nu știu câte ocazii de gol și-a creat Sepsi împotriva noastră. Nu prea multe. În afara golului, în prima repriză, până la golul nostru, ei nici nu au ajuns în careul nostru. E adevărat, așa este. Din punct de vedere defensiv și schimbăm modul de joc, eu zic că am stat bine. Problema e să nu mai facem aceste greșeli și să reușim să gestionăm mai bine finalurile de joc. Pentru că aici este o problemă, este nu știu câte la joc în care pierdem puncte pe final de joc. L-am întrebat, nu mai știu, am pierdut și noi șirul, a 4 la 5. Da, este ok și din echipa în care noi eram echipa care cum spunea și dumneavoastră, că suntem foarte multe egaluri și poate am fost multe egaluri care au fost de 0-0, în momentul ăsta nu pierdem la scor, dar în schimb pierdem și din punctul meu de vedere trebuie să fim atenți pentru perioada care urmează. Perioada care urmează este crucială, deci trebuie să fim și să ne trezim cu toții pentru că urmează o serie de jocuri foarte grele. La faza golului Țicu, ce-a vrut să facă? Asta e, trebuie să analizăm mai bine. Nu pot spune acum la cald, dar dumneavoastră ați văzut mai bine. Eu am văzut doar faza în sine acolo. Fabrica cu un atrezor, nu am reușit să revăd faza. Eu zic că sub linia mingii nu am fost așa descoperiți. Eu zic că eram sub linia mingii și puteam să, chiar de la Vali, începând de la Vali, după care a trecut o serie de jucători aici și trebuia să oprim jocul mult mai sus. Din punctul meu de vedere, puteam să facem mai mult și să nu luăm acel gol. Deci la primul gol și la doilea gol, da, ai dreptate, s-ar fi putut face mai mult, pentru că ei au dat golul chinuit și primul și al doilea. Exact. Jair pierde o minge în zona centrală, dar până la șutul lui Ștefan,
Exact. Jair revine în poziție, totuși pe bara a doua, trebuia să închidem foarte bine, să blocăm șutul acolo. Deci putem face mai mult și nu este vorba doar de un jucător, este vorba de colectiv și de seara de jucă. A fost lovit exact în zona unde avea el problema, în minutul 1. Da. Exact, da, acolo. Are o problemă la coastă. Unde... Exact. Și la pauză chiar avea un bandaj, dar am preferat să-l schimb și să intru cu Alexis Ivan. Acolo sus. A fost lovit cu cotul cumva? Da, a fost dacă pot să mă balicet. Deci a fost oprit de Ștefan, da. Chiar foarte clar. Nu știu de ce mă, cred că a fost fault acolo cu siguranță, dar nu știu de ce nu s-a dat. Diomande, din păcate, vom vedea în funcție de, probabil mâine sau apoi mâine, să-i facem o ecografie și sper să nu fie ceva grav. Avem probleme pentru că avem jucători suspendați, am fost jucători la limită de cartonaș și avem un bar pap grozav, vă spun doar repede așa, jucători care la următorul joc nu vor juca. Deci, nu se șterg cartonașe, nu se șterg, se șterg doar din sezonul următor. Da, asta e din păcate, deci, dar ca și semnal și ce trebuie să tragem noi este că trebuie să strângem rândurile și să reușim să scoatem maxim, pentru că urmează meciuri foarte grele și trebuie să ne trezim și să avem o altă atitudine. Primul meci va fi acasă. Nu, sigur primul meci îl jucăm acasă, probabil contra Iașului sau a Oțelului Galați. Deci, dar trebuie să nu mai facem pași greșiți, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme. Okay, mulțumesc.